Toată lumea se aștepta ca aprobarea proiectelor de hotărâre de pe ordinea de zi a ședinței de astăzi să fie o simplă formalitate din moment ce PSD-ul deține majoritate de voturi. Nu a fost așa pentru că un consilier PSD a lipsit, iar anumite proiecte care nu au fost suficient de convingători prezentate nu au îndeplinit numărul de voturi necesar. Acest lucru l-a supărat pe primarul Nicolae Barbu, care a avut un schimb de replici cu unii dintre consilieri. Voi convoca o extraordinară. PSD-ul are majoritatea necesară. Astăzi o persoană a avut o problemă medicală și n-a putut veni. Voi convoca o ședință extraordinară. Puteți să nu veniți, domnilor consilieri, să vă abțineți. Să-mi indicați textul de lege care vă permite dumneavoastră analiza votului consilierului local. Nu e analiza votului, îmi pare. Greșit a fost. Eu nu v-am analizat. Eu nu v-am analizat. Am făcut exact o remarcă ca cetățenii să știe ce n-ați votat dumneavoastră astăzi, că e greu să spui, nu s-a votat lista de investiții și bugetul de venituri și cheltuieli. Vreau să vă spun că totuși, orice proiect, atât că au trecut majoritatea proiectului, orice proiect care este bine întocmit, nu se pune problema să nu fie aprobat și chiar a fost unanimitate la foarte multe proiecte. Dar nu putem să ne ascundem acum prin faptul că avem de făcut niște transferuri între școli sau să introducem reparații, deși vorbim de lista de investiții acolo, la școlile respective, să ne ascundem după aceste motive și să introducem acolo 4 miliarde de lei pentru grupuri sanitare la Marina Nastasovici. Asta este un motiv. Dacă Marina Nastasovici nu era trecut acolo în lista aceea de investiții, cred că nu era niciun fel de problemă ca să aprobăm acest proiect. Dar nu ne ascundem acum în spatele la niște lucruri care sunt adevărate și trebuie să rezolvate, văd și alte lucruri care îi se bag așa pe gât până la urmă și trebuie să știm despre ce vorbim în momentul acesta. În general, majoritatea proiectelor de hotărâre au fost aprobate în ședința de astăzi, doar câteva au avut un număr mai mic de voturi pentru decât era necesar pentru adoptare. La fiecare dintre acestea au fost solicitate explicații, dar consilierii care au votat împotrivă sau cu abținere nu s-au declarat mulțumiți de argumentele prezentate.